Foarte interesant! Uh -huh. Oh! Uh, oh, uh, Mă scuzați, eu nu v-am văzut, eram la, la ora de, de lectură. Bine, bine v-am găsit. Uh, preotul mi-a spus că e bine să citesc Biblia, și am încercat și eu. Uh, de ce nu? Salutare tuturor, eu sunt Mugurel, a.k.a. doctorul YouTube-ului, mă, da, mă, ăla de făcea tutorial să-mi autism, mă, v zis, mă, ce lucruri bune vă învăț, mi-a zis să-mi arăt fața, mă, să fac un face reveal, că că e Gvic care face seria aia, ce aveți, mă, are la inteligența mea, mă. Întrebare rapidă, știți ce urăsc cel mai mult pe YouTube? Greșit! Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Și tu, ăla care ai zis de mama? Sper să vii bea toată acasă și să violezi blenderul. <laughs> urăsc autopromovările. Știți oamenii care vin și lasă comentariu primul la videouri din 2013? Eh, ăștia sunt ca spânzurarea pe lângă trasul pe roată. Sunt ca marele fotbalist gaming pe lângă Kvic ăla. Ca Smenta pe lângă toți ceilalți youtuberi. Serios, bă, Zmenta este Dumnezeu, mă. Doar că cu mai mulți bani și cu mai mulți oreo linși la activ. Astăzi o să vorbim despre multe tipuri de autopromovare, despre cum să faci bani din prostia ta și din prostia altora. Știu că sunt, sunt sigur că ai văzut și sunt sigur că le-ai luat mamele cel puțin o dată la tăvăleală în comentarii. Ei bine, greșit ce faci! Gândiți-vă logic! Persoana aceea care a lăsat acel comentariu are mai puțin neuron decât note de 10 am avut eu la liceu. În momentul în care creativitatea sa se rezumă la o autopromovare, parcă scrisă de un octogenar care a încercat să trimită un anunț la matrimoniale, îți cam dai seama ce părinți poate să aibă omul ăla. Acum, întrebarea e, chiar mai vrei să te vălești pe maică sa? obicei promovarea asta sună cam așa. Să zicem că l avem în prim plan pe Doruț Fabulos Vlogger nemai întâlnit. C Căutați pe YouTube uh, Doruț uh, Fabulos Vlogger nemai întâlnit, Dar uh, Fac video unde îmi uh, masturbez testoasa cu pompa de la bicicletă. Bă, sincer, eu m-aș abona la așa content, dacă stau să mă gândesc. Really super, super Știi ce e trist? Logica în viață spune cam așa, dacă ceva nu merge, o să dispară. Ei bine, din păcate, comentariile astea parcă inventate de, de, ceva epileptic, subnutrit, torturat pe muzică de Aurel Moldovanu, se mulțesc. Există dobitoci atât de dobitoci, încât cred că și pot construi un fanbase din sub for sub. Cei drept, cei mai mulți dintre ei oricum ajung să se lase de produs conținut. După ce văd că din 1000 de abonați făcuți din această metodă mirobolantă, 100 îl înjură de morți și de testoasa lui pe care o masturbează în videouri, și iar ceilalți 900 sunt inactivi. e mai bine să facă banul ca mine. Da, aici totul e clar. Un semi-inteligent, să zicem, se gândește că e foarte bine și foarte normal să spamezi la toate comentariile lăsate la un YouTuber mai mare de către fanii săi, să lase acolo replay-uri cu al său canal. La dracu, cred că prefer să am turet și să fut toată viața ventilatoare chinezești decât să fiu atât de prost. Sunt mulți sunt foarte mulți disperați după atenție și după abonați și de obicei lasă comentarii la youtuberii mai mari, ceva de genul. Foarte frumos videoul, ești tare, ești mișto, ești foarte tare, tare, te-aș fute. Cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut videoul. Eu am fost Mugurel, a.k.a. doctorul YouTube-ului și până data viitoare, Gigi Becali fie cu voi. Doamne ajută, pupăm aici Biblia, care o să fie Biblia serii și Biblia canalului pentru că vreau ce să facă cu asta. Eu, Mugurel, vă spun la revedere și poate mai vreți videouri de la mine. Adios! Eu, eu sunt Petruț, am ajutat și eu la, la acest video, sper că să vă abonați la mine, Petruț, eu sunt...